Această emisiune vă este oferită de Lucrări Drumuri și Poduri Calitatea Drumului Tău și grupul de firme Transmix Technorom pentru un transport public local european. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Impact, sunt Cristian Berari. Așa cum v-am obișnuit și cum v-am promis, continuăm seria emisiunilor Transparență administrativă. Astăzi, Transparență administrativă năsăudeană la ei acasă, la năsăudeni. Și ne aflăm în incinta primăriei orașului Năsăud, în biroul viceprimarului de această dată, domnul Ovidiu Maghiar. Bine v-am găsit, domnule viceprimar. Bine ați venit la noi, la emisiunea de prezentare a Năsăudului către întregul județ Bistrița Năsăud și toată area de desfășurare a audienței noastre. Bun, haideți să vedem pentru început, pentru că ne aflăm, iată, într-un oraș care se laudă cu un sistem de învățământ foarte bine pus la punct și mai ales se laudă cu niște oameni de valoare. Să fii academician nu este foarte simplu. În ziua de astăzi, nu știu câți dintre dumneavoastră știu ce înseamnă academician. Dați frumos pe Google și aflați ce înseamnă să fii academician, membru Academiei Române. E bine, un orășel cu un număr mic de locuitori, vom afla imediat ce număr de locuitori are orașul Năsăud, are numai puțin de 20 de academicieni. Este orașul cu cel mai mare număr de academicieni raportat la numărul populației. Haideți să începem cu acești academicieni, domnule viceprimar. Vă rog să ne prezentați mai întâi ce populație are orașul Năsăud. Deci, după ultimul recensământ realizat în anul 2002, populația orașului Năsăud este de aproape 12.000 de locuitori, cuprinși în vatra orașului, deci în orașul Năsăud, și cele două localități componente, respectiv Liviu Iobreanu și Lușca. Și acum să vorbim de academicieni, da. După care să mai continuăm și cu celelalte lucruri importante, cum ar fi, spre exemplu, monografia orașului, înfrățirile orașului și spre partea de jumătate și finala emisiunii vom merge efectiv pe teren să vedem realizările, pentru că din afară, de la Bistrița, credeți-ne, orașul Năsăud nu prea are realizări. Ei bine, la dumneavoastră în birou, în pregătirea acestei emisiuni, am văzut că sunt multe minunății și la Năsăud, multe realizări pe care, iată, noi nu le vedem trecând doar prin Năsăud, făcând tranzit prin Năsăud. De aceea e foarte important să le vedem la ele acasă, realizările. Deci, cu academicienii să începem. Cu academicieni. Populația școlară a orașului Năsăud depășește 3400 de elevi. Deci, tradiția învățământului năsăudian se trage în cele mai vechi timpuri de când s-au înființat între primele școli românești în această zonă. Mare parte din oameni de cultură, oameni de artă, oameni de știință s-au format sau au început cursurile în aceste școli. Printre aceștia sunt și cei 20 de academicieni, mă rog, plus, minus, că după unii autori numărul lor este mai mare, sunt și acești 20 de academicieni pe care o să-i amintim aici. Nicolae Bălan, primul mitropolit al Ardealului, George Coșbuc, poetul Țărănimii născut în Hordou, Leon Danielo, profesor universitar de fiziolog, din câte văd, da? Fiziologie, deci bol de plămâni. Așa, Ilie Miron Cristia, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Nicolae Drăganu, filologul, Traian Ionașcu, jurist, Emil Isac, poetul. Simion. Te văd eu aici la Emil Isac și dramaturg și gazetar, deci da, aveți și un gazetar academician. Da, înaintaș. Simion Florea Marian, folclorist și etnograf, Iulian Marțian, militar, om de cultură, Constantin Moisil, numismat, Grigore Moisil, care s-a ocupat de matematică, Iuliu Moisil, profesor, Tiberiu Morariu, geograf,
Iacob Mureșan, profesor și publicist, Florian Porcius, botanist, Iuliu Prodan, botanist, Liviu Rebreanu, romancier, promotorul romanului modern. Da, părintele, aveți dreptate. Da. Grigore Sila, și lingvist și profesor universitar, Virgil Șotropa, profesor, filolog, Dumitru Protase, care este încă, cum să vă spun, este profesor în viață, locuiește la Cluj. Ce profesor? De arheologie. Deci arheolog. Da. Născut în 1926, deci iată, deja un academician, este singurul academician în viață pe care Năsăudul l-a dat. Ceilalți, 19 din păcate, au decedat. Vreau să văd care a fost cel care a decedat cel mai târziu. Se pare că Nicolae Bălan are, sau Iuliu Prodan în 59. Deci cam așa. Ba nu, în 73, Grigore Moisil. Da. Deci Grigore Moisil, matematicianul. Avem și un grup școlar, Grigore Moisil, în Bistrița. Iată, dumneavoastră ne-ați dat numele unui liceu din Bistrița. Bun, mulțumim deocamdată pentru această prezentare. Mergem mai departe, emisiunea trece foarte repede, minutele se scurg repede, de aceea aș să vă rog să prezentați această carte pe scurt, pentru cei care doresc să afle mai multe despre acești academicieni. Dați-mi voie să o prezint la cameră puțin. Da. Mai multe despre orașul Năsăud sunt cuprinse în această lucrare, repere istorice și culturale, în care sunt prezentate toate activitățile culturale ale orașului Năsăud și sunt prezentați în detaliu și academicienii. Cine este acest Traian Pavelea? Este năsăudean? Da, domnul profesor Traian Pavelea este năsăudean, contemporan cu noi, membru foarte activ al activității culturale și de învățământ a orașului Năsăud. Lucrează aici, în Năsăud? Este profesor pensionar, da. Bun, mai departe. O altă realizare, din câte observ eu, monografie interesantă a orașului Năsăud. Povestiți-ne puțin despre această realizare, volumul 1. Un colectiv foarte mare de autori acestei monografii. Deocamdată am reușit editarea și tipărirea primului volum. Urmează să mai realizăm în cursul acestui an, spre sfârșitul anului, volumul 2 și în anul 2011 să terminăm și volumul 3. Ce conține practic o astfel de monografie? Începe cu reperele istorice, reperele culturale, activitățile economice, tot ce ține de activitatea și viața unei localități, a unui oraș. Este și în limbi străine sau doar la final am văzut? Doar la sfârșit are o prezentare în limba germană și germană, da. Bun, și orașul Năsăud în imagine, am văzut că este la final, da, o prezentare mai pe scurt, acolo vrem să arătăm puțin. Vă rog să mă ajutați și să rugăm pe cameramanul nostru să facă, țineți-o așa, așa. Deci câteva din poze care sunt cuprinse în monografie. Să încercați să ne le prezentați. Da, aici este o imagine generală a orașului.